știu de proiectul ăsta de 3 ani, să zicem. Nu avea un nume, era diferit de ce acum. Era foarte diferit. Îmi amintesc că tu erai foarte diferită. Și sigur că asta poate nu transpare pentru toată lumea, dar în același timp e foarte mult. Într-o oară în care am fost un propriu jurnal de familie pentru mine, de familie, dar un fel de jurnal de TTTA. Cred că chiar în perioada în care ne-am cunoscut. În orice caz. Bine, Andra. Flora. Asta se întâmpla 2017, corect? Lucrai la o moarte în familia mea. La scurtmetrajul Andrei, care scurtmetrajul documentar al Andrei, în care documentează moartea bunicii. Pe la asta descoperi arhiva VHS-a tătului tău. Ce se întâmplă? Descoper, vreau să o pun în film, nu intră în film. Și apare ideea asta că poate ar trebui să văd ce e cu arhiva asta, ce e cu pasiunea pentru filma mea, lui tata, dacă există vreo legătură dintre ele. Și așa a pornit filmul ăsta, a devenit altceva. Dar asta au fost premisele lui. De ce fac eu film, de fapt? De la întrebarea asta, cred că am pornit. Și spuneai chiar la început că găseai foarte multe similitudini între modul în care filmat tatăl tău și modul în care filmai tu. Crezi că asta e mai degrabă hazard sau crezi că ai dobândit un mod de a gândi în imagini de la toată pasiunea tatălui tău și tradiția asta foarte frumoasă pe care vorbești, nu-i așa, vă filmați ziua și vedeți seara? Acum, nu știu, dar pe undeva trebuie să fie influențat faptul că de mică lucrurile astea erau prin casă, aveam voie să mă joc cu ele, le vedeam. Adică, în niște filmări, de exemplu, apar rugându-l pe tata să mă lase să pun și ochișorul acolo și de obicei mă lăsa. Și cred că a fost mereu așa o chestie pentru mine, asta cu filmatul, și am luat-o pe nemestecate drept un mijloc de... Nu știu, de a arhiva realitatea, de nu neapărat de exprimare, cât mai mult de a păstra în mod direct ce ni se întâmplă. Deci e foarte frumos să spui, nu-i așa? Adică mulți dintre noi spunem că luăm obiceiul de la ei noștri, gestul de la ei noștri, modul de a vorbi de la ei noștri, dar cu adevărat n-am auzit pe nimeni până acum care să spună că poate într-adevăr a luat moduri de a ciupi, să zicem, cu camera de filmat de la ei lui. Și am descoperit foarte târziu chestia asta, adică cumva de aici și șocul, că eu, când am făcut filmul ăsta, terminasem un ATC și mi se părea așa că sunt singura artistă din familie, că e un interes al meu pe care mi l-am descoperit și cultivat singură și băgasem total sub preș toată povestea asta. Uitasem de casete, oricum le-am redescoperit cam atunci. Dar nu mai aveam legătura asta, adică uitasem de ea și mi-am asumat-o foarte târziu, că n-am ajuns eu chiar de capul meu acolo și că de fapt a fost o întreagă chestie. Relația cu tatăl tău, în care era în momentul ăla? În momentul filmării? Sigur, în momentul în care ai demarat filmările, să zicem, adică în punctul în care, sigur că tu spui că e foarte entuziast să vorbească despre pasiunea lui cu filmul, dar și despre viața lui, din punctul ăla, viața de agricultor și tot ce se mai întâmpla. Dar, puțin înainte de asta, cum erau apele, să zicem așa? Era o relație strânsă? Era mai degrabă ceva distant? Păi era destul de distant, adică eu mă mutasem la București, începusem facultatea și păstram așa oarece distanță față de ei mei, de noua mea viață cool și artistică de București, în care rup legăturile cu Giurgiu și așa. Deci era mai degrabă distant. Acum, sigur, mai apăream pe acasă că mai voiam să fac o filmare la Giurgiu și să mă folosesc de toate ajutoarele locale. Dar nu era o relație apropiată, adică abia făcând filmul ăsta am început să pun întrebările și să și odată puse, a început și apropierea. Și cu materiale, între toate chestiile astea, pentru că pare foarte mult din procesul tău de descoperire chiar la fața locului în documentare, adică pare că
Părerea că lucrurile chiar se întâmplau în fața camerei și că nu exista foarte multă consultanță, dar pe ce este greșit, spune-ne puțin. Păi apare în film. Eu m-am dus cu gândul să fac filmul ăsta despre filmare și apoi a devenit despre total altceva. Adică subiectul cu filmarea, l-ați și văzut, practic, se cam consumă tot în primul dialog. N-am mai revenit, nu părea că mai e mult de spus, de fapt, despre chestia asta, care pentru mine asta fusese premisa de plecare. Și da, subiectul se epuizase, discuțiile o luaseră în altă direcție, m-am speriat, evident, habar n-aveam ce fac. Nu eram pregătită să vorbesc despre lucrurile astea, nici eu m-am uimit că tata brusc este și că le aduce așa în discuție. Și am mers cu ce se întâmplă, pur și simplu. M-am gândit că o îi vedea la montaj, dar hai să le las să se întâmple, să vedem unde duc. Și atunci, ce punct ai intervenit? Era aproape de an, era de la bun început, de profesional vorbind, în ce punct ai intervenit? Eram foarte aproape de an, pentru că locuiam în același apartament. Și profesional, nu știu, Manda a făcut acest film și cred că între timp nu am mai stat împreună. Când am intervenit eu. Clar, când am intervenit eu, nu mai locuiam în același apartament. Da, și mai spune eu că Flora era acolo de la început, adică eu locuiam cu ea când am plecat la filmare și am discutat despre asta, am arătat asta, acum partea a doua în care Flora chiar a intrat pe editarea și mixajul de sunet, care a fost foarte târziu, a fost a doua parte, dar mai exista și o prima parte. Mai mult la partea a doua. Pentru că cum s-au întâmplat lucrurile și poate strani, poate strani să spunem asta, dar ce s-a întâmplat e că Andrătărara a apărut cum un film. În mare parte, cam asta s-a întâmplat. Adică că tu avansezi foarte mult cu proiectul în oarecare măsură și că deodată spuneai, am și eu un film de arătat, vreți să vedeți filmul? Dar pare că te-ai mișcat incredibil de repede. Nu, până în punctul ăla, adică era deja un lungmetraj în drafturile tale de lucru, asta încerc să spun. Și că de-abia atunci începea vizionările. Și nu se întreabă cum a fost să lucrez. Pentru că din nou, pare că a iars-o, pare că s-a consumat foarte repede. Și că după aceea, sigur, că au urmat anii de producție, ai fost la festivaluri, nu știu, la un moment dat, în Sarajevo, parcă pentru fonduri, etc., etc., dar pe filmul misiunea pare că s-a făcut foarte repede. Păi, dialogurile astea sunt filmate în decembrie 2017. Cred că prin aprilie 2018 aveam un prim draft cap-coadă, care nu era extrem de diferit, adică structura asta cu o secvență de dialog, una de arhivă sau jurnal vizual, apoi iar dialog și așa exista. Dar apoi au mai fost permutări în exact ce replici intră, ce replici cad, VHS-urile s-au mai schimbat. Și o schimbare importantă, de fapt, a fost către toamnă, când a fost adăugat finalul de acum, cu cartoanele, recăderea și așa. Deci am schimbat finalul după ce s-a întâmplat asta, pentru că brusc finalul celălalt mergea mult mai mult în relația tată-fică, reapropiere, am deschis niște subiecte, acum ne reconstruim relația. Apoi când s-a întâmplat recăderea, mi-am dat seama că oarecum era o pistă falsă, pentru că puteai să pleci cu ideea că să ai un diagnostic psihiatric și să nu-l mai tratezi niciun fel, să nu mai fie nimeni care să supravegheze chestia asta, poate să iasă bine. Și nu prea iese bine, de fapt. Și da, am simțit că trebuie să schimb finalul, că e o idee destul de periculoasă asta și că ar trebui nuanțată un pic lucrurile, că sigur, poate fi bine, fără tratament, fără pastile, dar el este, de fapt, foarte alunecoasă. Și, da, asta a fost schimbarea majoră, cred. Și apoi, da, cum zici și tu, adunat fonduri, post-producție, finisaje, chestia. Din punctul ăla, chiar nu s-a mai schimbat mare lucru. Mă gândeam, acum câteva zile vorbeam cu documentaristă, era despre un atelier pentru liceeni și vorbeam despre documentare și cum
dacă în fine, e un workshop în care cine ar trebui să facă documentare, dar nu e un workshop per se, e ideea unui workshop mai degrabă și am dat să ajung la ideea că poate ne-ar trebui să-i lăsăm să-și documenteze familia, pentru că ar fi într-o oarecare măsură facil. Și primul lucru la care m-am gândit a fost povestea ta, în care tu intri în relația cu tatăl tău, vrei să faci un film despre voi doi, dar de fapt, deodată devine un film despre schizofrenie, ceea ce e responsabilitatea covârșitoară, adică, pur și simplu gândim că tu prin deciziile tale ar trebui să ajungi la niște piste morale cu care să fie în regulă, e foarte mult, foarte, foarte mult. Și hai să intrăm puțin aici. Ce se întâmplă? Cum a devenit un film despre schizofrenie? Ce se întâmplă? Paternitatea nu ușoară. Relațiile cu părinții nu sunt ușoare. Dar ce se întâmplă când ajungi un film în care te sperii puțin pista pe care merge tatăl sau mama ta sau părinții în general? E filmul tău, dar discursul lui în sine, pare că nu ești încântată de el. Cum? E sensibil. Păi clar la montaj, adică primul instinct a fost să văd dacă totuși mai pot să fac filmul ăla despre film, care clar era alegerea safe pentru mine, adică și emoțional și așa, nu se mai putea, adică nu era mare lucru acolo, chiar nu era mult mai mult decât VHS-uri, care, mă rog, sigur, există mult mai multe. Plus prima secvență de dialog, practic. Dar mi se pare că nu e de fapt mare lucru, nu duce nicăieri, de ce s-ar uita cineva la chestia asta? Și pe de altă parte, odată ce am văzut tot materialul ăsta în care se vorbea despre schizofrenie, mi-am dat seama că, ok, mi-e frică, dar nici nu prea mai pot să dau înapoi, că materialul ăsta există, nu se vorbește prea mult despre lucrurile astea, eu am acces la o perspectivă super intimă a cuiva care a trăit, trăiește cu asta la persoana întâi și chiar nu vedem foarte des, adică pe lângă că nu se vorbește în general despre sănătate psihică, cu atât mai puțin din perspectiva unei experiențe directe. Și atunci am acces la chestia asta și să mă prefac că nu există materialul ăsta. Da, a fost o decizie complicată, adică mi se părea într-adevăr că mă bag în ceva foarte, foarte, foarte complicat, dar în același timp, nu știu, dacă tata a găsit puterea să vorbească despre chestia asta, mi s-a părut că trebuie să-mi iau și eu responsabilitatea să duc lucrurile mai departe, sigur asumându-mi limitele că doar deschidem niște subiecte de discuție și n-are nimeni pretenția să zică, nu știu ce, că asta e treaba cu schizofrenia, clar, e perspectivă subiectivă, limitată și așa. Dar chiar și așa mi s-a părut relevant să o aducem în discuție, tocmai în ideea să pornim un dialog și să mergem mai departe, să apară și alte perspective, sper, și cred că se vorbește totuși din ce în ce mai mult. Sunt foarte emoționată, acum spuse că o să iau niște pauze dintre astea, care parcă o să aibă niște semnificații la mine decât emoția mea. Cuvântul încredere este cel mai frecvent cuvânt rostit în dialogurile voastre. Și vreau să te întreb așa, ca tânără cineastă cu o voce în formare, dar autentică și puternică după mine. Care este relația ta cu încrederea? Încrederea în tine, încrederea în ceilalți, încrederea celorlalți în tine? Mai ales că în parte din răspuns e conținut în film, dar aparține anului 2017. A trecut ceva vreme și destul, cu destul de cu multe contundențe. Ce înseamnă asta? Păi cred că la încrederea în alții stau bine. Încrederea în mine se scude din când în când. Adică nesiguranțele sunt tot acolo. E mai simplu de gestionat. Și de ținut sub control și de făcut să nu mă mai inhibe și să fac lucruri în continuare. Și validările clar ajută mult. Și în ultima vreme, clar că ultimii 2 ani am primit destul de multe validări. Și ajută, dar
tot simt că trebuie să o demonstrez, să fac bine, să nu greșesc, să nu care cumva să... Deci e tot acolo. Da. Și pentru Flora mai aveam o întrebare. Legat de sunet și de texturile cu care ai încercat să te joci atunci când ai avut ocazia, cumva cam în ce a constat tot meciul ăsta care este foarte... e în doze infinitezimale și chinuitor de găsit doza perfectă. Cred că am încercat să păstrez, adică am păstrat cât mai mult, am păstrat cam tot ce era deja de acolo și din naturalețea spațiilor și a momentelor și am încercat să nu intervin foarte mult, adică să nu le privesc de personalitate și de specialul care era deja acolo. Oricum ai intervenție, pentru că cel puțin în începutul filmului e limpede că este o voce și o direcție acolo. Da, cred că am acest... Dar cred că faptul că am încercat să fiu cât mai discretă și mai delicată, cred că asta a ajutat foarte mult povestea Andrei și a tatălui ei. Adică asta am vrut să fac. Ce foarte complementar cu Andra în sine. Așa mi-amintesc o mică răbufnire de ale tale, eram, nu știu unde eram, dar spuneai că ți-e foarte greu pentru că te-ai dus la un studio și oamenii încearcă să-ți curețe imaginea, oamenii încearcă să facă să arate cât mai, nu știu ce, trec sharp, dacă vreți să spunem așa. Și că tu trebuie să fii acolo ca să meditezi pentru o imagine săracă, ca să spunem așa, mai teoretic, o imagine imperfectă și care se vrea a fi domestică. Și în sine, adică nu-mi imaginez cu imaginea de mănușă mai bună decât atitudinea ta, Flora, în care încerci să fii cât mai discretă cu sunetul și să-i păstrezi o autenticitate de moment. În primul rând vreau să te felicit pentru documentar foarte, foarte fain construit și realizat. Întrebarea mea e cu privire la sentimentele și emoțiile pe care le-ai trăit atunci când totul era proaspăt, când filmai, când poate, nu știu, nu primeai răspunsurile pe care le așteptai și emoțiile pe care le aveai atunci când alegeai cadre, când editai, când încercai să creezi cumva un fir, o logică, astfel încât să fie înțeleasă de cineva din exterior. Păi clar, dinamica asta a fost foarte diferită, adică la filmare se și vede reacțiile mele de pe ecran, că mă tot supăram și intram rapid în dinamica tată-fică cu fica încă semi-adolescentă care nu vrea decât să îl contrazică. Și după aia, la montaj, când am văzut toate chestiile astea, m-am cam îngrozit de mine însă. Adică sunt multe lucruri la care și acum mă uit cu greu. Adică, că în timpul filmării mă aruncam în toată chestia aia de dialog și răspundeam și mă frustram că nu e cum vreau eu și mă frustram că nu primesc ce caut și așa. Dar montajul a apărut distanța. Adică distanța critică, distanța de uite cum reproșez altor oameni că nu știu să asculte, dar uite de la mine ce oribilă sunt și cum. Și a fost complicat, adică primul instinct a fost să mă scot cu totul din film. Dana știe că am trecut prin tot felul de drafturi și am vrut să mă scot, da. După aia mi-am dat seama că nu funcționează și că nu despre asta e vorba. Și va trebui să trăiesc cu mine oribilă și reacționând în... uneori și așa, că na, e foarte eu de fapt, acum sigur nu mai rezonez și mă uit la mine critic, dar atunci așa era. Na. Nu vreau să pare intruzivă sau ceva, dar care a fost cea mai copleșitor, nu știu, moment? Poate atunci când filmai sau pur și simplu revăzându-l la editare?
Cred că când filmam și când mi-am dat seama după atâta timp în care nu prea mai ajunsesem în contact cu tata, că e foarte serios ce se întâmplă. Adică rămăsesem cu ideea că el doarme destul de mult, că poate nu are tot timpul chef să facă lucruri, că ok, parcă eu boală acolo, dar nu înțelegeam foarte exact. Și în timpul filmării m-a cam lovit peste față că e o boală serioasă și că e nasol. Și de acolo, brusc, și toate reacțiile mele din film, că am conștientizat brusc că e o boală, hai să avem grijă de ea, de ce nu vrei să o tratăm? Și toată chestia aia în care eu nu sunt de acord brusc cu modul în care face lucrurile, după ce, sincer, atâta timp nici nu mă interesasem deloc. Ceea ce n-ai nasol, dar cam așa a fost. Aș vrea să te felicit și eu. A fost un documentar, un film excepțional. Mi-a făcut foarte mult. Cumva la început, asta era un feedback, dacă îmi permiți, cumva când prezentai pe tatăl tău, eu, în mintea mea, rugam prezentarea tatălui meu. Asta era un feedback. Apoi eu vreau să întreb cum ai ales titlul, de ce noi împotriva noastră? Cumva, poate un semnal de alarmă pentru noi ca societate, să spun așa, sau poate, nu știu, te gândești să mergi mai departe cu documentarul ăsta, poate să schimbăm ceva cât de mic, nu știu. Mulțumesc! Păi, titlul, pe de-o parte, mi s-a părut că sintagma asta cumva e un fel de metaforă a schizofreniei și, mă rog, a tulburărilor psihice în general, în care ești în capul tău și te cam lupți cu tine însuți. Și, pe de altă parte, de fapt, în film m-a apărut când am început să construiesc, când am asumat că nu pot să dispar eu din film și că tot filmul e despre relație și dinamica asta în care sunt două perspective care uneori sunt contrare despre același lucru. Și atunci am gândit-o și în sensul ăsta, noi împotriva noastră, cele două perspective care se bat cap în cap și cum vedem diferit lucrurile și cum nu suntem neapărat tot timpul capabili să ne ajutăm unii pe alții, chiar fiind foarte apropiați și așa. Deci cam asta au fost cele două sensuri mari. Iar legat de continuare, da, păi chiar proiectul ăsta am aplicat mai departe pentru o finanțare la FCN pe care am câștigat-o în primăvară, într-o echipă de artiști plus psihologi și psihiatri, că și Flora va lucra cu noi în proiectul ăsta, deci suntem mai mulți în echipa filmului plus echipa asta e psihologi și psihiatri. Și vom merge în spitale cu filmul. Adică să vedem cum e și de partea cealaltă, o să proiectăm cu un fel de medici, de asistenți și așa, să vedem cum se văd lucrurile și din perspectiva lor și na, să vedem ce se întâmplă tot în ideea asta că sistemul medical în zona asta clar e complicat și să vedem exact cam care sunt reacțiile, să începem de aici. Acum nu-mi imaginez că o să schimbăm noi nu știu ce, că e clar că e un mecanism întreg super complicat, dar să încercăm măcar să aducem în dialog subiectele astea. Felicitări pentru documentar și pentru nivelul de sinceritate și exact ce s-a spus mai devreme, că ai vrut să arăți cât mai autentic pentru curajul ăsta, relația dintre voi doi și cum s-a schimbat de fapt documentarul pentru tine. Vreau să te întreb dacă tatăl tău a văzut filmul și dacă da, ce păreri sau reacții a avut? Păi cred că l-a văzut clar și cred că prima reacție asta într-un draft anterior a fost că el nu vede lucrurile ca mine. Adică cred că a fost destul de dezamăgit inițial că nu-i mai mult despre realizările lui cu stupii și tot ce-și dorea el să arate. Pe de altă parte că eu în film îi dau replică tot timpul și că nu las să iasă total ca el și că nu, filmul nu e 100% perspectiva lui luată de-a gata și atât. Dar a zis că așa trebuie lăsat și că fix asta mi-a zis, să-mi amintesc bine, că eu citesc 6, tu citești 9 și ok. Despre asta e vorba. Și ulterior am mai văzut drafturi, inclusiv am scos momente din film cu care la un moment dat el nu mai era confortabil
Deci, cumva, draftul final e total în acord și cu el. Chiar a fost o întrebare la un moment dat dacă ar trebui să semnăm și regia împreună, că e clar că și el a adus în discuție niște subiecte și așa. Dar mi-am dat seama că chiar dacă a fost acolo și a avut niște păreri, până la capăt e perspectiva mea. Adică dacă era el la montaj, era altul filmul. Și eu vreau să te felicit și să-ți mulțumesc că ne-ai lăsat într-o parte atât de intimă a vieții tale. Eu nu sunt de acord cu Călin că e facil să întorci lentina spre familie. Mi se pare cam printre cele mai grele lucruri. Asta era păcrențe. S-a auzit asta și un lucru la care m-am gândit a fost scandă prea rară și ce-i s-a întâmplat. Ok, și suntem amândoi de acord. Și mi se pare foarte, adică nu e interesant, clar, cei care nu trecem prin asta înțelegem și învățăm foarte multe din... aflăm foarte multe despre boală de genul ăsta din film și vreau să te întreb dacă ai avut feedback de la oameni care trec și ei prin același fel de situație, oameni care au avut o copilărie asemănătoare cu a ta, sau dacă au fost proiecții speciale pentru oameni care suferă de boli de genul ăsta și familia lor și cum se regăsesc ei în film. Proiecții speciale n-am avut și chiar a fost o discuție. Pregătim proiectul ăsta la FCN. Pentru cine îl facem? Îl facem fix către grupurile astea care poate se confruntă la rândul lor în mod direct și așa? Sau îl facem pentru cei din jurul lor. Și am picat pe a doua atomă pentru că ne-am gândit că iar o să pară că voi, oameni care treceți prin toate lucrurile astea grele, trebuie să vă învățăm lucruri și tot voi trebuie să vă îmbunătățiți și tot voi trebuie să știți să faceți față mai bine și tot voi trebuie să vă înțelegeți boala. Și așa am ajuns la concluzia că și la nivel de impact, dar și așa ca abordare are mai mult sens să mergem către oamenii din jurul lor. Și atunci, da, proiecții speciale n-au fost pentru oamenii ăștia, dar au fost în săli, clar. Și e destul de copleșitor, adică primesc mesaje și povești și e greu de reacționat. Dar, clar, oamenii empatizează foarte tare și, da, nu știu, chiar nu știu. Adică am primit reacții de genul, m-am simțit înțeleasă când am văzut filmul ăsta sau... nimeni n-a mai vorbit așa despre chestia asta, wow, este prima oară, ce mă bucur să aflu că și alții trec prin chestia asta. Deci da, clar oamenii empatizează și pare că e important. Adică dacă nu reușim să schimbăm sau să facem nu știu ce lucru măreț, măcar pare că asta reușește filmul ăsta, să facă pe oameni să se simtă mai puțin singuri, cred. În primul rând, mulțumesc foarte mult, Andra, pentru așa și... voiam să întreb legat de cum ne amintim, de memorie. E un moment în film în care spectatorul își dă seama că tu nu ți aminteai acele momente de apropiere și de andrețe pe care se surprinse de cameră în momentul care tatăl tău filma. Și e un moment foarte important așa, de turnură în film. Ce a însemnat pentru tine în momentul în care descoperi acest material, să reevaluezi relația cu tatăl tău. Pentru că e interesant, noi toți ne bazăm relația cu părinții de multe ori pe experiențe mai târzii, legate de copilăria mai târzie sau de adolescență, dar nu ne amintim aceste perioade în care apar și de sacrificiu, dar și de apropiere. Și tandreța aceea din scena cu spălatul pe față este ceva deosebit. Ce înseamnă pentru tine să ajungi la acel material și cum ți-ai reevaluat atunci și cum a schimbat relația tocmai acel moment din producția filmului? Păi de unde eu eram furioasă că am avut un tată absent, am descoperit că am avut un tată foarte prezent și mișto și că, cel puțin când eram mică, chiar era genul care, uite, de exemplu, o secvență, cred că apare, am scris un text pentru Dor și acolo o găsiți, o secvență care nu apare în film, dar am pus-o acolo, în care... E filmat ori de mama, de-aia l-am pus-o în film, pentru că în film sunt doar scene filmate ori de mine, ori de el. Asta e filmată de mama, pentru că el îi dă camera. Eu sunt pe un butoi, încerc să culeg niște soc sau ceva și apoi încep brusc să țip, pentru că mi se face frică că sunt pe butoiul ăla și urlu să fiu dată jos, că mor de frică. Și tata vine și nu mă dă jos, ci mă ia în brațe și se urcă el cu mine pe butoi să... colegă, să culegem soc împreună și să nu mai fie frică și totuși să facem asta.
sunt multe, da, sunt multe momente de felul ăsta și da, nu știu, a fost tare și emoționant să-mi dau seama că de fapt așa a fost, nu ce mi-amintesc eu și că după aia acum avem discuțiile astea cu psihologi și psihiatri și așa și eu tot punând întrebări acolo și dacă o să mi se întâmple și mie nu știu ce și dacă. Și toată lumea mi-a explicat că, băi, uite, de fapt, anii cei mai importanți în care te-ai format, așa au fost. Nu ce zici tu acum și ce-ți amintești tu acum. Cum ai decis că filmul s-a apropiat de un sfârșit? Cam asta este, că montajul e gata, în sensul ăsta. Că momentele de filmare se apropie de un sfârșit, adică că ai ce-ți trebuie ca să ajungi la o concluzie. Păi nu prea am știut, adică nu plecasem cu ideea că ce fac acolo, trebuie mult să iasă un film. Aveam la dispoziție vreo 2 săptămâni că eu plecasem în vacanța de iarnă și am zis că asta e, ce fac aici, asta e filmarea. Și în același timp simțeam că nu mai putem niciun din noi emoțional, adică nu prea mai voiam să ne vedem. Rezultatul imediat pe filmare a fost că eram amândoi așa destul de surprinși de ce tocmai am scos pe gură și cred că ne lua cumva valul și intram în dinamica asta de discuție și după aia că rămâneam singuri ne gândeam, aole, ce naiba am zis acolo și ne venea așa să ne dăm niște pași înapoi. Și cam asta a fost. Imediat după devenise totul prea mult și prea copleșitor și în același timp nici nu mai știam ce să întrebăm, adică epuizase momentul. Ulterior, normal, mă uitam la material și eram, n-ai întrebat aia, așa aia, la altă, așa aia, la altă. Dar am zis că nu, că e despre momentul ăla foarte specific și cine suntem noi atunci. Acum, sigur că puteam să mai țin nu știu cât timp cu întrebări noi și așa. Dar și starea lui s-a schimbat, adică totuși la câteva luni distanță, starea lui s-a agravat destul de tare cu episoadele psihotice care n-au fost doar câteva, adică a devenit din ce în ce mai rău după toamna aia și ar fi fost total altceva, altă situație, alt film, alt, total altceva.